Bun găsit la România Politică, doamnelor, domnilor, în ziua mult așteptată și mult discutată, ziua în care guvernul și premierul Marcel Ciolacu își va asuma răspunderea în Parlament pe măsurile fiscale, niște măsuri despre care discutăm, atât despre măsurile fiscale, cât și despre reducerea cheltuielilor, discutăm de mai multe luni. Iată că a venit ziua în care premierul a ajuns în Parlament să-și asume răspunderea. Vorbim cu Larisa Bernaschi, realizatoarea de drept a emisiunii România Politică, care este în Parlament și urmărește situația. Salutare, Larisa! Bună seara, Andrei! Bună seara și telespectatorilor România Politică, Prima News! Da, astăzi transmitem din Parlament, pentru că aici este punctul cel mai fierbinte astăzi. În urmă cu puțin timp a ajuns Marcel Ciolacu, întregul executiv aici la Parlament, însă întârzie puțin acest plen în care trebuie să-și asume răspunderea și asta pentru că documentele, varianta finală a proiectului pe care își va asuma răspunderea, nu este încă finalizată. Însă, o informație nouă de ultimă oră vine de la cei de la UTMR. Kelemen Hunor a dat câteva declarații acum, înainte de acest plen decisiv, în care a lăsat de înțeles aproape 100% că nu va semna o eventuală moțiune de cenzură susținută de către cei de la UTR. Știi, Andrei, că am tot discutat în ultimele zile despre faptul că UTMR sunt cei care ar putea să înține balanța dacă se depune sau nu o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Iată că în acest moment putem spune că șansele ca această moțiune de cenzură să fie depusă sunt tot mai mici. Probabil că din același motiv Cătălin Drulă și Ludovic Orban au anticipat acest moment și au ieșit astăzi pe la orele prânzului și au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională acest proiect legislativ. Însă așteptăm și noi să vedem cum arată această formă finală, pentru că au fost extrem de multe discuții și negocieri duse astăzi pe ultima sută de metri. Larisa, au fost niște discuții destul de tensionate astăzi în coaliție pe niște amendamente propuse legate de pilonul 2. Știu că premierul a dat niște lămuriri când a ajuns la Parlament despre ce este vorba. Ar trebui să-și facă griji cei care au pilonul 2. Se vorbea de naționalizarea acestui pilon 2. Da. Hai să luăm în ordinea cronologică aceste informații. Un document cu mai multe amendamente a fost transmise către liderii grupurilor PNL din Camera Deputaților și a Senatului pe grupurile lor interne. Da? Acolo, mai mulți parlamentari au deschis aceste documente să vadă ce conțin aceste amendamente care ar fi trebuit să fie depuse la legea pe care și-asumă Marcel Ciolacu răspunderea. Și printre o multitudine de amendamente se afla și această naționalizare a pilonului 2 de pensie. Asta tradus ar însemna că nu ar mai fi obligatoriu să contribuim la pilonul 2 de pensie. Ar fi devenit practic o pensie facultativă, la fel cum este și pilonul 3 de pensie. Ei bine, mai mulți parlamentari de la PNL, și aici mă refer la cei care fac cumva opoziție în partid, la Dan Vâlceanu, la Florin Câțu și așa mai departe, au susținut pe acel grup intern, potrivit informațiilor noastre, că nu susțin acest amendament. Acela a fost, de fapt, momentul în care toți cei din PNL și-au dat seama că există un astfel de amendament și că nu sunt de acord. Mai apoi, discuțiile au ajuns până la conducerea coaliției de guvernare, la Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă și la Marcel Boloș, ministrul de finanțe, pe care nu și-au asumat că ar fi dorit introducerea acestui amendament. Important de menționat că documentul a ajuns la cei de la Partidul Național Liberal de la Ministerul de Finanțe, fiind semnat sau o ultimă modificare pe acest document fiind făcută de un secretar de stat din Ministerul de Finanțe, un secretar de stat care este mai degrabă apropiat de Partidul Social Democrat decât de cei din Partidul Național Liberal. Știu foarte bine, secretarii de stat nu au drept de a depune amendamente, motiv pentru care ar fi trebuit cei de la PNL să își asume acest amendament. Și de aici, la scandal în cadrul PNL și în cadrul coaliției, a fost doar un pas. Într-un final, l-am auzit Marcel Ciolacu, l-am auzit Nicolae Ciucă pe Marcel Boloș, toți au spus la unison că nu
s-a discutat niciodată și nu s-a pus problema vreodată de o astfel de modificare legislativă. Cu toate acestea, iată că am văzut scris negru pe alb, da, că ar intenționa executivul să vină cu această modificare și anume să nu mai fie obligatoriu pilonul 2 de pensii. Trebuie menționat, Andrei, faptul că a mai fost pus în discuție această variantă în urmă cu câțiva ani, atunci când se dorea la fel ca o parte din banii care s-au dus către pilonul 2 de pensii să fie luat și gestionat de către stat. Tot așa, într-un moment în care statul avea nevoie de venituri mai mari, s-a luat în considerare și acest scenariu. Nici atunci, însă, nu l-au putut duce la bun sfârșit. Bun, ce partide au trimis până la urmă amendamente? Știm că UDMR a trimis cu siguranță, USR spunea că nu o să trimită amendament, întrucât n-ar avea niciun rost și vor ataca direct la CCR. Ce informații mai e? Amendamentele cele mai importante, de fapt, au venit de la cei de la UDMR. De fapt, l-am văzut astăzi pe Kelemen Funor, care a stat din nou la Palatul Victoria, la negocieri. E important de menționat acest lucru, pentru că nu doar că avea dreptul să depună amendamente sau aveau dreptul partidele parlamentare să depună amendamente, Andrei, ci faptul că unul din liderii care puteau să facă să depună o moțiune de cenzură sau care puteau ducea o moțiune de cenzură a fost astăzi la Palatul Victoria, acolo unde a negociat amendament cu amendament cu liderii coaliției de guvernare. De urmare, au și fost acceptate o serie de amendamente, cele care îi dureau, dacă vrei, pe cei de la UDMR ce mai mult, adică să nu fie limitat bugetul pentru zona de cultură la autoritățile locale și să fie acceptate instituțiile de cultură de la comasare, acolo unde vorbim de instituții care au sub 50 de angajați. Motiv pentru care am și auzit în urmă cu puțin timp pe Kelemen Funor, care părea aproape sigur că nu vor semna o moțiune de cenzură alături de cei de la USR. E important că și-a lăsat această marjă pentru că vrea și Kelemen Funor și de la UDMR vor să vadă varianta finală care urmează să fie adoptată aici în plenul Parlamentului. Bun, care e atmosfera până în momentul de față? Pentru că știm că opoziția, fie că ne referim la USR, fie că ne referim la Forța Dreptei, fie că ne referim chiar și la cei de la AUR, sunt destul de gălăgioși, să spunem așa, pe astfel de subiecte. Vedem imagini chiar în aceste momente, încă se strâng oamenii acolo în sala de plen. Așteaptă cu toții să vină documentele astfel încât să poată începe acest plen. Cei de la USR am văzut pregătiți cu pancarte pe care cei mai probabil le vor ridica și le vor afișa sala de plen în momentul în care Marcel Ciolacu își va susține discursul. Mă aduce puțin pe procedură. Pentru că această procedură de asumare a răspunderii în fața Parlamentului e o procedură excepțională pe care n-am mai văzut-o folosită din 2018, am impresia, atunci când Ludovic Orban și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, 2020, îmi cer scuze, și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. A fost și momentul în care Ludovic Orban a plecat de la guvernare, pentru că se depusese și o moțiune de cenzură din partea opoziției. PSD era la vremea respectivă în opoziție. Procedura este extrem de simplă, în sensul în care toți parlamentarii se reunesc într-o ședință comună și premierul doar vine și citește o scurtă prezentare a proiectului de care își asumă răspunderea. Nu există niciun vot pentru acest proiect și se închide practic ședința fără ca, spre exemplu, cei din opoziție să poată să dezbată sau să ia cuvântul la această ședință de plen. Motiv pentru care va fi o ședință de plen extrem de scurtă, în care vom auzi pe Marcel Ciolacu că va prezenta din nou aceste măsuri fiscale. Iar mai apoi încep să curgă termenele constituționale și anume 3 zile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură din partea opoziției și 2 zile pentru o sesizare la Curtea Constituțională. Bun, și Sebastian Zacman este alături de noi, tot din Parlament. Salutare, Sebi! Salutare!
Cu tine aș vorbi puțin pe zona asta de măsuri și să împărțim în două, zona de măsuri fiscale și zona de reducere a cheltuielilor, pentru că pe partea de măsuri fiscale știm niște lucruri clare, niște cifre. Un impozit de 1% sau de 3% pentru micro-întreprinderi, impozitul acela pe cifrele de afaceri, însă pe zona de reducere a cheltuielilor vedem mai mult niște perspective și aș vrea să le explici celor de acasă cum sunt formate legile acestea, pachetul ăsta legislativ, cum e format mai exact, pentru că ponderea nu e chiar egală între cât economisim din reducere de cheltuieli și cât aducem la buget din venituri. Da, în primul rând a trebuit totuși ca pentru că în momentul acesta se lucrează în continuare pe textul legii. Vedem că aceste procente de impozitare, când vine vorba de bănci și de multinaționale, fluctuează, variază de la o zi la alta, se modifică peste noapte și apar amendamente care pică pur și simplu din cer, pe care nu și le asumă absolut niciun parlamentar. Însă, per total, dacă vorbim despre filozofia acestui proiect de lege, filozofia fiscală a premierului Marcel Ciolacu, el are la bază două paliere, să spunem. Economiile pe care le face guvernul prin tăierea unor costuri bugetare și chiar în acest moment premierul Marcel Ciolacu alături de Nicolae Ciucă intră în plenul Parlamentului, deci urmează să-și ajeze răspunderea pe acest proiect de lege. Vedem, este o angajare la comun de PSD-PNL, tot timpul Marcel Ciolacu este însoțit de liderul PNL și reprezentantele Senatului Nicolae Ciucă. Ca să revin, vorbeam despre această filozofie pe care este construit bugetul și anume Marcel Ciolacu a spus nu mai permitem angajări la stat, creiem cele 200.000 de posturi care erau vacante, deci nu mai întreținem alte cheltuieli, așadar statul încearcă să facă economie când vine vorba de banul public. Pe de altă parte, vorbim de mediul de afaceri, de o supraimpozitare pentru companii, pentru, chiar pentru IMM-uri, pentru bănci, pentru multinaționale și așa mai departe, din care statul încearcă să adune și mai mult bani la buget. Vorbim aici despre o gaură importantă de vreo 40 de miliarde de lei. Sigur, toate aceste măsuri, în cel mai optimist scenariu, ar duce la un plus în bugetul setat de stat de 20 de miliarde de lei, așa ne-a spus ministrul de finanțe Marcel Boloș, însă economiștii avertizează faptul că acest calcul matematic, strict tehnic, pe care l-au făcut finanțiștii, s-ar putea să nu se aplice ad litera în politică, pentru că unele firme s-ar putea să înceapă să plătească la negru, să intrăm din nou în economia gri, de care ne-am lepădat în urmă cu câțiva ani, și așa mai departe, să existe o sarabandă a unor decizii nedorite și pe care pune în practică. Vor prefera mai degrabă să plătească la negru decât să plătească bani în plus la bugetul de stat. Deci mai degrabă să așteptăm până la finalul anului să vedem dacă premierul Marcel Ciolacu, însoțit de, citez, Marcelino, cum este alintat ministrul de finanțe în Partidul Național Liberal, au gândit un proiect de lege fezabil care să aducă bani în plus la bugetul de stat, să aducă bani în plus guvernului, ori dacă nu, cumva, mai rău au făcut. Încasările vor scădea la buget și mai mult spre finalul anului. Bine, asta cu evaziunea fiscală s-ar bate în cap în cap cu ce ne propunem și am putea face, de fapt, pentru că astăzi ascultam aici la Prima News analiști economici care vorbeau despre acest lucru, spuneau, domne, din moment ce o companie, să zicem, nu își plătește taxele, face diferite evaziuni de genul acesta, ce ne face să credem că dacă le impozităm mai mult or să plătească? Deci cumva se bat cap în cap lucrurile, dar totuși trebuie să aducem banii ăștia la buget, spuneai și tu de gaura asta bugetară. Da, e un paradox aici pe care doar politicienii îl pot explica. De fapt, nu cred că și îl pot explica în primul rând, ca apoi să ne-l explice nouă. Și este că la un moment dat va trebui să tragem această linie.
și nu vom aștepta foarte mult timp. Deja suntem cu un pas în luna octombrie. Poate pe la mijlocul lunii noiembrie, guvernul actual și domnul ministru de finanțe, el sau altul, vor fi nevoiți să facă bugetul de stat pe 2024. Și acolo vom vedea exact ce s-a încasat în plus, care sunt cheltuielile reale ale României, care sunt estimările pe anul viitor. Deci nu se vor mai putea minți pe ei înșiși, în primul rând, și prin urmare nici pe noi. Deci puțin pică răbdare să vedem dacă domnul Ciolacu într-adevăr a fost un geniu fiscal care a stat în întuneric, în umbră până acum, sau dacă oamenii din jurul său și toți cei care au croit acest pachet fiscal ar fi mai bine să fie destituiți, pentru că cu siguranță nu își vor găsi niciodată joburi în privat dacă eșuează acum la stat. Bun, Larisa, o ultimă întrebare până să vină Marcel Ciolacu să prezinte măsurile fiscale. Nu trebuie să uităm scopul pentru care luăm toate aceste măsuri, scopul pentru care discutăm de atâtea luni despre ele. Este vorba despre deficitul bugetar. În cel mai bun scenariu, la cât ar putea ajunge deficitul bugetar în acest an, dacă am aduce la buget acei 630 de milioane, așa cum sunt anul acesta? Ei speră, cu toții, de fapt, cei din executiv, speră la un deficit de aproximativ 5%. Este foarte clar că dacă nu luăm nicio măsură până la finalul anului, deficitul bugetar se duce peste 6%. Un deficit de 5% însă ar putea să însemne un răgaz, dacă vrei, din partea Comisiei Europene. Și asta pentru că vom avea nevoie de o aprobare a Comisiei Europene chiar și pentru un deficit de 5%, pentru că noi trebuie să ne cadrăm 4%. Specialiștii spun foarte clar. Larisa, te întrerup pentru că Marcel Ciolacu a început plenul. Ascultăm pe Alfred Simonis în momentul ăsta. În totalul de 466 deputați și senatori și-au înregistrat prezența până în acest moment 397. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună, stabilite de birourile permanente a celor două camere cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite și afișate. Supun votului ordinea de zi pentru ședința comună de astăzi. Vot, vă rog! Cu 205 voturi pentru, 75 împotrivă, 5 abțineri și 7 colegi care nu votează, ordinea de zi a fost aprobată. Supun votului programul de lucru pentru ziua de astăzi. Să înceapă votul. ...239 de voturi pentru, 92 împotrivă, 3 abțineri și un coleg care nu votează. Programul de lucru a fost aprobat. Pe ordinea de zi avem angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Birourile permanente a celor două camere cu participarea liderilor grupurilor parlamentare în ședința din 26 septembrie 2023, în conformitate cu prevederile articolului 114, aliniatul 3 din Constituție, au stabilit perioada pentru depunerea amendamentelor până în ziua de marți 26 septembrie la ora 13, precum și transmiterea acestora către Guvern, urmând ca Guvernul să hotărască asupra amendamentelor și să prezinte Parlamentului proiectul de lege asupra căruia își angajează răspunderea în forma finală. Cu aceste precizări, invit la tribune pe domnul prim-ministru Ion Marcel Ciolacu pentru prezentarea proiectului de lege. Domnule prim-ministru, aveți cuvânt. Stimate domnule președinte al Senatului, stimate domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați. Vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a angaja
răspunderea guvernului pe care îl conduc pe un pachet de măsuri care să reducă risipa bugetară și să pună punct modului în care cei puternici și cu foarte mulți bani se credeau de neatins. Vă spun cu toată responsabilitatea. De astăzi s-a terminat cu dubla măsură. S-a terminat cu privilegiile la stat. S-a terminat cu excepțiile peste excepții din mediul privat. Și mai ales s-a terminat cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca toți românii. Și eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Sau că dacă nu ai ajutoare de stat, subvenții, ori facilități fiscale, atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea. M-am săturat să văd că unii își încasează lună de lună salariu fără să aibă vreo performanță, în vreme ce alții trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. M-am săturat să văd cum unii își pot plăti corect toate taxele, contribuțiile și impozitele, iar alții urlă ca din gură de șarpe că nu se poate să fie corect. Trebuie să înțelegem cu toți că așa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe. Nu mai putem să ne mințim unii pe alții. Nu mai putem să ne facem că facem. Nu mai putem să cerem mereu fără să dăm nimic în schimb. Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte și echitabile pentru toți, cei care muncesc, indiferent unde muncesc, la stat sau la privat. Stimați colegi, măsurile cu care vin astăzi în fața Parlamentului au fost dezbătute îndelung. Ele nu sunt o simplă reacție la nevoile de acum ale statului. În ultimele luni am avut un dialog public consistent și ne-am întâlnit cu toți cei care au avut ceva de spus pe această temă. Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample, care înseamnă, de fapt, o reașezare a statului pe baze mult mai corecte și echitabile. Este un efort național a României din 2023 pentru a avea o economie mai puternică și a trăi mai bine și în 2025 și în 2030. A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea a mers înainte cu mult curaj, curaj care, din păcate, a lipsit în ultimii zeci de ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generație îndatorată doar pentru că noi pierdem acești ani fără să facem nimic. Știm că românii vor un stat mai implicat și mai eficient, cu servicii publice mai bune, susținute de o economie dinamică. În următoarele săptămâni vom demora un proces de simplificare a legilor țării, astfel încât toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat și de statul român să poată fi valorificate la justa valoare și așteptare a tuturor românilor. Echilibrarea sistemului fiscal și legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam acum câțiva ani o țară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare, fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului care să-i ajute pe românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm și noi, dar și celelalte state din Europa și din restul lumii. Doamnelor și domnilor, nu sunt adeptul modificărilor fiscale atunci când nu e cazul.
nu am susținut niciodată măsuri luate peste noapte, fără nicio analiză. Nu cred în varianta inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Cred însă că măsuri dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde există evaziune, acolo unde există risipă în cheltuielile statului. Cred că singura cale prin care această țară se poate dezvolta este un parteneriat cinstit și real între guvern și mediul de afaceri. Stimați colegi, vă spun sincer că în ultimele luni de zile foarte multe persoane mi-au sugerat că nu este acum momentul să luăm aceste măsuri. Înaintea unui an electoral fără precedent cu 4 rânduri de alegeri. Că ar fi mai bine să ascundem problemele sub preș și să amânăm toate aceste măsuri după alegeri. După alegeri, când românii nu mai pot sancționa prin vot pe nimeni. A nu face nimic, pentru că vin alegerile și nu trebuie deranjat nimeni, nici măcar cei incorecți, nu este o opțiune pentru mine și Guvernul României. A nu face nimic și doar a da din gură din opoziție, după ce ai nenorocit bugetul României, iarăși nu poate fi o opțiune. Eu nu pot și nu vreau să las o țară fără opțiuni. De aceea nu am adoptat varianta comodă în care să nu fac nimic. Stimați români, am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să vin. Nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă mint așa cum ați fost mințiți înainte de alegeri din 2009. Când vi s-a promis raiul pe pământ și apoi v-au fost tăiate salariile și pensiile. Cred că măsurile trebuie luate atunci când sunt necesare, chiar dacă ele nu sunt pe placul unora. Chiar dacă cei care au crezut că șmecheria va putea continua la nesfârșit, țipă acum cât pot de tare. Nu, dragi români, astăzi se va încheia o etapă din istoria României, astăzi se termină cu șmecheria. Astăzi, guvernul pe care îl conduc își asumă răspunderea tocmai pentru că România nu-și mai poate permite să se bazeze doar pe munca celor cinstiți, a celor care își plătesc corect taxele și impozitele la stat, iar pe ceilalți să nu-i deranjeze nimeni. România nu-și poate permite că doar cei cu salarii mici să plătească corect taxele, iar cei cu venituri mari să le tot optimizeze. De astăzi, toată lumea va plăti în funcție cu cât câștigă. Nu poți să fii milionar, dar să plătești taxele la echivalentul salariului minim pe economie. Nu poți obține profituri excesive, dar în țara în care le-ai obținut să nu plătești nimic. La fel cum nu se poate, ca simpla prezență la serviciu, să-ți dea dreptul automat la sporuri de 10.000 de lei, fără nicio performanță. Și din acest motiv, tot astăzi, guvernul pe care îl conduc își asumă și răspunderea pe măsurile de reducere a risipei bugetare, pentru că nu este corect ca statul român să se lăfăie cu cheltuieri care cresc de la an la an, rezultatul fiind doar un act administrativ total ineficient și fără legătură cu nevoile reale ale cetățenilor. Stimați colegi, oprirea risipei bugetare a fost primul obiectiv de la care s-a plecat atunci când am pornit această reformă fiscală. Și iată, astăzi vin în fața dumneavoastră cu cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după Revoluție. O reformă promisă de atâtea ori, de care România nu mai poate scăpa și culmea o va face un premier social-democrat. E clar pentru toată lumea că ce a fost până acum nu a funcționat. În timp ce calitatea serviciilor publice a stagnat,
cheltuielile cu personalul bugetar au explodat. În ultimii 10 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut de 160 de ori, de 2,6 ori. Însă performanța și eficiența actului public nu. De aceea, prin legea prezentată astăzi, va fi mai multă cumpătare pentru bugetarii cu venituri mari. În același timp, angajații cu salarii mici vor primi în continuare vouchere și alte măsuri de susținere a veniturilor. Totodată, vor fi mai puțini șefi. Se vor desființa mii de posturi de șef cu toată salva de consilieri, șoferi și secretare. Vor dispărea și un sfert din funcțiile de secretar de stat, vicepreședinți și celelalte funcții de demnitate publică asimilate acestora. În plus, vom implementa un plan de reducere a risipei în aparatul bugetar, atât pentru administrația centrală, cât și în cea locală, companii de stat și instituții autonome. Vor fi limitate cheltuielile cu achizițiile și vor fi controle mult mai stricte pentru depășirea acestor limite. Indemnizațiile vor fi plafonate, iar acordarea acestora se va face doar în funcție de performanță. Suplimentar, vom comasa și descentraliza o serie de instituții, tocmai pentru a reduce cu cel puțin 15% cheltuielile de funcționare și cele cu materiale și servicii. Prin toate aceste măsuri avem un singur scop, acela de a însănătoși finanțele publice și de a reduce îndatorarea României pentru a putea aloca mai mulți bani acolo unde este într-adevăr nevoie, în instituții, în educație, sănătate și infrastructură, în producție și crearea de locuri de muncă aici, în România. Doamnelor și domnilor, am început prin a vă spune că nu sunt adeptul inventării de noi biruri pentru mediul de afaceri corect, care își achită impozitele și taxele la stat. Și că, în opinia mea, măsurile dure trebuie luate acolo unde există fraudă, acolo unde nu există evaziune. Din acest motiv, legea propusă astăzi prevede măsuri clare pentru reducerea fraudei și a evaziunii fiscale. Nu mai putem continua să ne bazăm doar pe taxele plătite corect de românii cinstiți, fie simpli cetățeni, fie antreprenori. Nu este corect că doar unii să plătească, iar toți ceilalți să aibă doar pretenții. Cu toții vrem un sistem de sănătate puternic și accesibil tuturor. Cu toții vrem un sistem de învățământ care să ne educe într-adevăr copiii. Cu toții vrem servicii sociale unde părinții și bunicii noștri să fie îngrijiți corespunzător. Dar toate acestea costă bani și nu pot fi construite când România are o evaziune fiscală de 10% din PIB. 160 de miliarde de lei, 32 de miliarde de euro. De aceea vom crește masiv amenzile și vom confisca pe scară largă bunurile provenite din evaziune. Vom impozita cu 70% tot ce înseamnă avere ilicită. Însă, impozitarea cu 70% a sumelor nejustificate nu înseamnă taxarea banilor la nuntă sau la botez. Nu! Cu 70% va fi taxat cel care nu și-a plătit corect taxele și impozitele, cel care a făcut evaziune, cel care a furat din banii pentru sănătate, pensii și educație. Stimați colegi, de 3 luni de zile nu a fost zi în care pachetul propus astăzi să nu fie discutat, iar fiecare măsură analizată chiar de mai multe ori cu toți partenerii sociali, sindicate, patronate, ONG-uri, administrație locală. Pentru că eu cred că atunci când vei reașeza întregul sistem fiscal, trebuie să discuți înainte cu toată lumea. Modelul economic bazat pe privilegii și fiscalități
facilități fiscale pe care s-a mers până acum nu mai poate continua. România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei și o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB-ul României, exact când ar trebui ca să ajungem în media europeană la venituri. Astăzi avem printre cele mai mici taxe și impozite din Europa, pe capital, dar încasăm cel mai puțin TVA. Practic, mai mult de o treime. Nu încasăm. La impozitul pe profit încasăm doar un sfert din ceea ce ar trebui, iar la impozitul pe venit doar 80%. Nu încasăm taxe, în schimb ne împrumutăm la nesfârșit, riscând blocarea banilor de la Uniunea Europeană. Așa nu vom ajunge nicăieri. Doamnelor și domnilor, în ultimii ani s-au dat facilități fiscale imense pentru firme și diverse categorii de angajați. Logic, ca urmare a creșterii economice, ar fi trebuit ca și veniturile statului să crească. Cu toate acestea, încasările au stagnat. Suntem la 27% din PIB. Mai mult, bugetul României astăzi se bazează pe taxele plătite de salariații pe consumul acestora și pe investițiile publice. Dar românii, ca premier, sunt obligați să pun interesul României mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde, ci doar de sute de milioane. În interesul suprem al României este să nu ni se oprească fondurile europene și PNRR-ul, peste 70 de miliarde de euro. Și să nu fim penalizați cu o amendă de 0,5% din PIB pentru depășirea deficitului bugetar. De asemenea, interesul suprem al României este să adere la OECD, pentru că asta ar însemna investiții de miliarde de euro în țara noastră. Dacă nu vom face acum nimic, ar însemna să oprim dezvoltarea României și finanțările pentru construcția de autostrăzi, școli și spitale. Eu nu vreau și nu pot accepta riscul stopării fondurilor europene și a PNRR doar pentru că unii nu înțeleg că trebuie să fie corecți. Doamnelor și domnilor, am văzut o felul de interpretări, cum că aceste decizii aduc austeritate. Adevărul este că austeritatea a fost în 2010, când s-au tăiat salarii și pensii și s-a majorat TVA-ul de la 19% la 24%. Atunci românii au fost sărăciți, s-a prăbușit puterea de cumpărare. Acest guvern nu crește TVA-ul general. Acest guvern păstrează la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente, la fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic de 5% la lemne de foc, energie și gaze. În plus, cum poți vorbi de austeritate când una dintre principalele măsuri este creșterea salariului minim cu 10%, iar în construcții cu 12,5%? Să crești salariul minim pentru 2 milioane de oameni, din punctul de vedere al unora, este austeritate. Știu, este dureros pentru anumite interese economice, însă toți trebuie să plătim corect taxele aici, în România, corect și echitabil. Trebuie să facem un mediu concurențial corect, în care fiecare plătește în funcție de cât câștigă, nici mai mult, nici mai puțin. Taxăm suplimentar profitul băncilor și mai ales venim cu o nouă abordare în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minim 1% din cifra de afaceri. Este o măsură de echitate pe care o propun de 2 ani de când eram în opoziție. Marile companii să plătească măcar la nivelul minim al unei companii românești. Avem însă grijă ca investițiile acestor mari firme să fie protejate, fiind eliminate din calculul acestui impozit. Mai mult, asigurăm echitatea fiscală între contribuabili prin eliminarea graduală a excepțiilor și privilegiilor fiscale. Sigur că vor fi întotdeauna unii care vor spune că nu este bine. Așa au spus
când am reglementat piața energiei, iar românii au plătit prețuri normale la facturile de curent și gaze. Așa au spus când am plafonat prețurile la alimentele de bază. De aceea, vă spun și acum, măsurile fiscale propuse nu vor distruge nimic. Din contra, vor stimula dezvoltarea României. Dragi români, repet ca să fie foarte clar, oamenii obișnuiți nu vor plăti niciun fel de taxe în plus. Vor fi supraimpozitate, însă profitul excesiv, luxul și viciile. Cine are proprietăți scumpe de peste 500.000 de euro sau iahturi ori mașini scumpe, este normal să plătească mai mult. De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr și ulterior jucurile de noroc trebuie taxate mai mult, pentru că efectele lor devin probleme majore de sănătate publică, iar eu nu pot asista nepăsător la distrugerea unor generații întregi. Doamnelor și domnilor, știu că în aceste zile românii de bună credință se întreabă ce se va întâmpla cu taxele și impozitele lor. Dacă acești bani vor fi bine cheltuiți sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înțeleg aceste îngrijorări ale românilor și tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului, vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toți cei care sunt în serviciu public, politicieni sau nu. Această guvernare este despre reforme și economie, despre binele românilor și dezvoltarea României. Cei care vor să folosească funcția publică sau politică pentru beneficii personale nu vor fi tolerați în această guvernare și nu se vor putea ascunde după carnetele de partid. Am văzut că cei care clamau fără penali acum fac scut în jurul penalilor din propriul partid. Spre deosebire de ei, eu și acest guvern vom avea toleranță zero față de corupție. Solidaritatea noastră este doar cu românii, în special cu cei care își numără banii de la un salariu la altul. Solidaritatea noastră este cu pensionarii, cărora vom crește pensiile. Solidaritatea noastră este cu firmele care fac profit, dau locuri de muncă pentru românii și își plătesc corect taxele în România. Dar nu voi fi niciodată solidar cu cei care confundă funcția publică cu moșia proprie. Nu voi tolera niciun exces și le cer tuturor celor care sunt în slujba românilor să se gândească de două ori înainte de a aviza vreo achiziție publică. Ne putem face treaba și fără cele mai noi mașini, telefoane sau deplasări externe, al cărui singur scop este plimbarea. Rețineți, dragi colegi, noi putem legifera foarte multe, dar nu putem legifera bunul simț și responsabilitatea. Asta depinde de fiecare dintre noi. Doamnelor și domnilor, România are nevoie de această reformă majoră, iar eu sunt pregătit să mi-o asum. Este singura șansă pentru a continua dezvoltarea acestei țări. Singura șansă pentru a crește nivelul de trai al generațiilor actuale și viitoare. Prin urmare, doamnelor și domnilor, având în vedere toate argumentele expuse mai sus, în temeiul articolului 114 din Constituția României, guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Vă mulțumesc! L-am ascultat pe premierul Marcel Ciolacu, care tocmai și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe pachetul de măsuri fiscale. Ne-a prezentat perspectivele pe care le-am auzit în ultimele luni, perspective de reducere a cheltuielilor, perspective de eliminare a facilităților fiscale. Încă ne întrebăm cum vor fi reduse mai exact cheltuielile la stat, întrucât momentan vorbim despre niște perspective, așadar o să discutăm în continuare pe acest subiect și în ora următoare și probabil și în zilele următoare.
Larisa Bernaschi va avea invitați la cadru de la fiecare partid și vom începe dezbatere pe partea a doua a emisiunii după o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Continuăm subiectul și pe partea a doua, așa cum anunțam înainte de pauză. Premierul Marcel Ciolacu și-a încheiat declarația în prima parte a emisiunii și a asumat răspunderea pe măsurile fiscale. S-a terminat cu dubla măsură, se luptă cu evaziunea fiscală. O să continuăm subiectul și pe partea a doua, așa cum spuneam mai devreme. O să mergem la colega noastră, Larisa Bernaschi, care este în Parlament și va discuta cu invitații săi la cadru pe baza acestor măsuri și, bineînțeles, pe declarațiile premierului Marcel Ciolacu. Bun găsit, Larisa, din nou! Din nou, Andrei, s-a terminat extrem de rapid acest plen reunit. L-am auzit pe Marcel Ciolacu vorbind cam 20-30 de minute, așa, în care a încercat să explice de ce e nevoie de această asumare a răspunderii și vom discuta despre aceste măsuri din nou cu invitații mei de astăzi. În primul rând, Oana Țoiu, din partea USR. Bună seara, doamna Țoiu, bine ați venit la România Politică. Și Bogdan Matei, din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Matei. Aș începe mai întâi cu opoziția și asta pentru că am văzut, doamna Țoiu, că ați venit pregătiți cu niște pancarte. Au avut vreun efect aceste pancarte, această formă de a se manifesta opoziția în plen? Parte vocea antreprenorilor și a angajaților care ajung să fie suprataxați în timp ce văd informații foarte clare, așa cum au fost anchetele recente, că milioane de lei ajung în portbagajul baronilor locali, trebuia să se vadă și din plenul Parlamentului. Chiar și premierul Ciolacu de la pancarte sau își pregătise dinainte, nu este foarte clar, a admis că există acest risc și această îngrijorare pertinentă ca parte din banii de taxe să se ducă în portbagaj. A folosit chiar acest cuvânt. Da, a anticipat, domnule Bogdan Matei, domnul Ciolacu, faptul că cei de la USR vor ataca puterea tocmai cu ultimul caz, cu cazul domnului Buzat. Sigur că nici nu era foarte greu de anticipat un astfel de mecanism pe care îl vor folosi cei din opoziție și e unul normal. Atunci când vezi asemenea cazuri de corupție, de șpagă, e normal să-ți, nu numai opoziția, chiar și noi am luat măsurile necesare, nu este de dorit, ne-am și asumat acest lucru, că sigur opoziția va beneficia de așa, va exploata acest lucru și noi am declarat foarte clar că și partidul are de suferit în urma unor asemenea lucruri, dar pe de o altă parte, sigur că dacă putem spune și cu tărie că orice astfel de caz îți aduce și o curățare în interiorul partidului și trebuie să spunem cu tărie că ceea ce spun colegii noștri fără penal în funcții publice, sper să se realizeze la toate partidele din România și nu numai doar de dragul de a face această opoziție. Adevărul este că Partidul Social Democrat s-a cam curățat așa în ultima perioadă de baron local prin diferite metode, a ajutat și justiția în acest sens. M-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș întreba că ați văzut într-un final documentul final cu care Marcel Ciolacu a venit în Parlament, pentru că am stat cam 30 de minute, a fost o întârziere de aproximativ 30 de minute, tocmai pentru că documentul decisiv, documentul final nu era încă finalizat. Ați apucat să îl vedeți într-un final? Documentul final a fost urcat, desigur, fotografie după documentele Word, ca să fie greu de verificat. În timp ce eram deja în plenul Camerei Deputaților, am început să ne uităm pe diferențe. De exemplu, a apărut o formă nouă de taxare pe zona de petrol și gaze pe care nu am văzut-o în transparență. Dar în, cred că domnul Ciolacu... Ce fel de nu aș ști să vă zic în detaliu, pentru că, repet, a fost urcat în timp ce noi eram deja în plenul Camerei Deputaților și se uită în continuare echipele pe documentul final. Dar cred că domnul Ciolacu și-a pregătit discursul pe cu totul alt document decât cel pe care guvernul și-a asumat răspunderea, pentru că, de exemplu, a spus în plen că trebuie să existe o taxare corectă, cinstită a românilor, indiferent unde muncesc, la privat sau la public. Și vă dau doar două exemple. Unul dintre ele, pe care l-am mai spus în emisiunea noastră de multe ori și pe care domnul... În același timp, ceea ce a spus că se plafonează
funcționează. Dăm exemplu ANR sau ASF, pentru că sunt două instituții care au ratat, au crescut și RCA-urile și prețurile pe piața de energie. Salariile acolo... Aș vrea o reacție și de la domnul Bogdan Matei, referitor la aceste plafonări care de fapt... Plafonări care de fapt nu sunt niște plafonări... Pentru cei care au salarii extrem de mari și de dea doamna... Cu angajamentul respectiv au venit și anumite obligații. Nu statul român a stabilit o salarizare, a spus corect dumneavoastră, ci așa a trebuit să preluăm dacă vrem să funcționăm în interiorul Uniunii Europene. Ceea ce a putut face statul până la limita impusă de condițiile europene este această plafonare. Nu-i corectă, cred că nimeni dintre noi nu cred că va spune vreo... Dată, da, e corect ca cel de la ASF, de exemplu, să primească, nu știu, sumele, nu știu salarizarea dumnealor, dar eu merg pe ceea ce a spus dumneavoastră, că au 23.000 de euro președintele ASF, mi se pare și mie enorm de mult, dar să știți că nu sunt singurele instituții la nivel european cu astfel de salarizare, nu numai în România, ci în întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană vine și cu beneficii, dar și cu obligații. Da. Sunt însă câteva lucruri că trebuie să vorbim despre voturile pe care le-a dat PSD-ul până acum, pe care noi le-am propus exact în limitele legislației europene. De exemplu, dacă ASF-ul nu-și face treaba și Parlamentul pică raportul de activitate, să nu mai își păstreze funcția președinții, vicepreședinții, cei care conduc. Și asta este ceva la care PSD-ul și PNL-ul s-au opus prin vot. Deci le-au asigurat protecție, nu doar aceste privilegii de salarii de 16.000 de euro cât au prezent și 23.000 de euro maximum în urma acestei legi de astăzi, ci și imunitate la a fi trași la răspundere pentru incompetența lor. Ceea ce am văzut pe aceste două piețe, în momentul în care prețurile au crescut, pentru că nu și-au făcut treaba de monitorizare și supraveghere, nu doar că nu au pierdut niciun leu din incompetența lor, ci au primit bonusuri de 10.000 de euro. Să ne amintim comentariul, aș vrea totuși. Acești președinți, că este ANR, că este ASF, că este IRDO, ce vreți dumneavoastră, toate instituțiile aflate în subordinea Parlamentului au un mecanism foarte simplu. Parlamentul te numește, Parlamentul te demite. Deci, și când îl demite, domnule Bogdan Matei, pentru că nu l-am văzut, stați puțin, nu l-am văzut niciodată să îi chemați transparent pe șefii ASF sau ANR aici în Parlament, doar când exista deja o presiune publică foarte mare și eventual în niște ședințe de comisie, așa, de care se afla extrem de greu. De ce nu îi chemați în fața Parlamentului atunci când sunt probleme să vină să dea explicații în fața Parlamentului, așa cum ar fi noi? Eu vreau să vă spun că președintele ANR, fostul președinte, a fost de nenumărate ori în Senatul României la Comisia de Specialitate. De nenumărate ori. Fără niciun efect. Nu a pierdut un leu de salariu în momentul în care piața de energie a crescut nejustificat. Nu există nici un leu pe care să-l fi pierdut cineva din conducerea ANR sau ASF în urma incompetenței sau eșecurilor în conducerea acelor instituții. Același lucru s-a întâmplat și la ASF și nu numai la ASF. Ori de câte ori acești președinți de instituții au fost chemate de către Parlamentul României, aceștia s-au prezentat. Mai mult de atât, partidele de opoziție au mecanismul interpelării, chemării, fără niciun fel de problemă și pot să uziteze de el. Dar nu putem totuși să nu punem în balanță și majoritatea politică, care nu poate fi întotdeauna în acord cu opoziția. Asta este, dar în acest moment avem șefi și la ASF și la ANR puși de coaliția PSD-PNL. Sunt foști membri sau susținuți de PNL. Dar aș reveni, domnule Matei, la o chestiune pe care o spusese doamna Țoie puțin mai devreme. Faptul că în noul proiect pe care și-a asumat guvernul răspunderea ar fi niște modificări pe companiile din zona petrolieră. Dumneavoastră știți despre ce este vorba? E o suprataxare eventual și în această zonă? Este o suprataxare, dar nu cunosc cu exactitate procentele și n-aș vrea totuși să avansez în emisiunea dumneavoastră cifre sau informații ce nu corespund în tocmai cu proiectul aflat astăzi în dezbatere și m-aș feri totuși să fac anumite afirmații în această direcție. Zona bancară. Știți dacă a rămas suprataxarea de 1 sau de 2%? Din informațiile mele este 2%. Doamna Țoiu, e suficient o suprataxare pe bănci? Au crescut-o de la 1 la 2% peste noapte. Așa înțelegem totuși că ar fi fost o solicitare venită tocmai de la cei de la UDMR și că ar fi temporar, într-adevăr, pe 2 ani de zile. Trebuie
să clarificăm ceva în ceea ce privește taxarea antreprenorilor sau a mediului bancar. Toate aceste taxe se reflectă mai departe în prețuri. Suprataxarea sistemului bancar va semna creșterea ratelor la bancă, în condițiile în care deja știm că cei care au rată la bancă pe locuință sunt la limita veniturilor, adică la sfârșitul lunii, în momentul în care se termină banii de salariu, abia mai poate să plătească facturile sau hrana, sunt la limită cu tot ce înseamnă aceste resurse și acum această suprataxare va duce la creșterea ratelor la bancă, așa cum apare și o taxare mai mare a tranzacțiilor imobiliare, chiar și la locuințe care nu sunt foarte scumpe, pentru că domnul Ciolacu a vorbit de taxele pe lux, dar trebuie să spunem că și cei care vor să-și cumpere o locuință nouă, cuplurile tinere la început de drum, da, o să aibă și rate mai mari și taxare mai mare. Și s-a majorat TVA-ul de la 5 la 9% pentru și locuințe. Vă rog. Atâta lucru mai spun, o să crească mult prețurile și pentru... crește practic zona de contribuții în sectorul de construcții, ceea ce o să însemne evident că vor fi mai scumpe construcțiile, crește partea de taxare în zona de Horeca și în zona de hrană, ceva ce afectează chiar și agricultorii tradiționali români, pentru că o să aibă prețuri mai mari, coșul de consum o să fie mai mare pentru familiile din România și iarăși este ceva ce pare că e aproape imposibil pentru domnul Ciolacu să înțeleagă. Dumnealui ne-a dat exemplu când lucra în zona economică și în privat din anii 90, dar realitatea în acest moment este că în momentul în care un antreprenor creează un contract cu un client și propune prețuri pentru următoarele luni de zile, dacă are taxe mai mari, nu poate modifica acele contracte, pentru că nici legea de acum nu-i dă nicio portiță pentru asta. Așa că să vedem companii care trebuie să aleagă între a se închide sau a lucra pe minus. Da, discutăm, domnule Matei, despre un atac la Curtea Constituțională, pentru că în acest moment, din informațiile pe care noi le avem, nu există suficiente semnături pentru a depune moțiune de cenzură. Unele măsuri ar trebui să intre în vigoare de la 1 octombrie, adică chiar de săptămâna viitoare. Credeți că Curtea Constituțională va da repede un verdict astfel încât să intre în vigoare acele măsuri de la 1 octombrie? Îmi este greu să fac astfel de afirmații, ceea ce va decide Curtea Constituțională. Un lucru este foarte clar, că astăzi opoziția nu a putut să depună o moțiune de cenzură. Ceea ce au făcut astăzi în Parlament a fost doar un exercițiu al imaginilor și al pancardelor, pentru că nimic altceva nu am observat din atitudinea al dumnealor. De altfel, este o repetitivitate a lucrurilor respective. Același lucru s-a întâmplat și la Senat, același lucru se întâmplă și la Camera Deputaților, în care asistăm doar la o pată de culoare din partea colegilor noștri, dar când vine vorba de un demers corect pe care dumnealor vor să susțină, iată că nu se înțeleg. Și ne aducem foarte bine aminte zilele... demers corect al opoziției, un demers corect al opoziției, dar nu pot să trec cu vederea peste faptul că au exprimat public că vor depune această moțiune, că se vor uni și în final nu au făcut nimic altceva decât scandal și alergătură printre scaune și iată rezultatul. Astăzi ne povestesc că vor ajunge la Curtea Constituțională. Eu sunt de acord cu acest demers democratic și vom vedea exact ceea ce ne va spune Curtea Constituțională, dar sunt foarte curios să le citesc totuși expunerea de motive. Poate va întârzia puțin intrarea în vigoare a acestor măsuri, dar spunea și domnul senator că nu ați reușit, Panațoiu, să depuneți, opoziția să depună o moțiune de cenzură. Cel puțin așa arată lucrurile la această oră. Noi suntem responsabili pentru legătura directă între ceea ce spunem și ceea ce facem. Și ceea ce privește USR-ul, voturile noastre au fost întotdeauna în linia declarațiilor pe care le-am avut și a criticilor pe care le-am adus față de această lege a creșterii taxelor. Din păcate, o moțiune are ca rost picarea guvernului și pentru asta este nevoie de voturile PNL-ului, unde a existat o prăpastie între ceea ce au declarat la televizor că țin cu mediul privat și refuzul lor de a susține aceste declarații prin orice fel de gest politic, deci real, voturi sau semnături. Deci nici dumneavoastră nu-i dau nicio șansă să treacă o moțiune de cenzură în acest moment, chiar dacă ea este depusă. Depinde de PNL în acest moment, pentru că realitatea algoritmului, a matematicii din Parlament, este că acest guvern poate să pice dacă PNL pune alături de declarațiile false pe care le-au făcut, pentru că nu au nici voturile, nici semnăturile în acest moment în direcția declarațiilor și PNL are uriașă responsabilitate aici, pentru că are ministrul de finanțe care semnează această propunere de suprataxare cu care premierul Ciolacu a venit în Parlament. Da, mai vreau să abordez un subiect cu cei doi invitați ai mei și anume acel amendament apărut astăzi
astăzi ca prin minune referitor la pilonul 2 de pensii, care ar putea să nu mai fie obligatoriu. Domnule senator, dumneavoastră ați înțeles de unde și cum a apărut acest amendament? Nu, nu am înțeles exact de unde și cum a apărut acest amendament. Din ceea ce știu este faptul că la nivel de coaliție nu s-a luat în dezbatere un astfel de amendament, nici mai mult la Guvernul României, pentru a se introduce în acest draft sau, mă rog, într-o formă finală a acestei legi care a fost astăzi asumată în Parlament. Așadar, circuitul unui asemenea amendament îmi este greu să-l descriu. De altfel, în ultima perioadă au fost foarte multe știri care au apărut, nu știu de unde, e clar că sursele... Noi documentul, domnule, da. Matei, nu puteți să spuneți că nu există documentul, era un document care a fost transmis liberalilor, parlamentarilor. Acum, din PNL. Vă aduc aminte faptul că primul draft a apărut la dumneavoastră în presă și e unul corect de mersul dumneavoastră, a fost venit chipurile de la Ministerul Finanțelor, după care ne-au spus că nu trebuia să ajungă acel document la presă. Deci nu a zis că nu a fost redactat acolo. Nu trebuia, dar de acolo și până astăzi a avut o modificare substanțială în care nimeni nu a mai înțeles absolut nimic, iar anumite știri au fost cu amendamentele din draftul care n-ar fi trebuit chipurile să apară. Așadar, e păcat că transmitem astfel de știri ce nu fac nimic altceva decât să alarmeze și cred că din acest punct de vedere cu toții ar trebui să fim mult mai atenți, cu drafturi sau fără drafturi, cu angajați sau fără angajați. Cred că cu astfel de elemente nu trebuie să ne jucăm și trebuie să transmitem foarte clar și cu maximă seriozitate astfel de modificări legislative. Până la urmă, a fost bine că am tot discutat și dezbătut. Doamna Țoiu, o scurtă reacție la această măsură. Nu este periculată când se discută în spațiul public despre intenția guvernului de a naționaliza pilonul 2 de pensie. A fost practic a doua încercare, dacă mi-amintesc foarte bine. Realitatea este că în acest moment există un deficit la fondul de pensii de peste 12 miliarde. Nu e niciun fel vina pensionarilor și nu ar trebui să poarte efectele acestui deficit. Și această guvernare PSD-PNL, în loc să taie din excesele pensiilor speciale, sunt pensii speciale în plată în acest moment de peste 5.000-10.000 de euro pe lună din bani publici, ca să poată acele resurse să le redirecționeze spre un sistem contributiv corect, preferă să atace, iată, pe ascunsele, și bine că a fost devolată de presă asta, exact pensiilor românilor care muncesc, pilonul 2 și pilonul 3. Noi, ca USR, susținem creșterea contribuțiilor la pilonul 2 și pilonul 3 și acoperirea deficitului prin tăierea pensiilor speciale, da, exagerate. Oana Țoiu, Bogdan Matei, putere și opoziție aici la România Politică. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Andrei, ne întoarcem puțin la tine pentru că rămânem aici și schimbăm doar invitații. Vorbim tot cu reprezentanța ai puterii și ai opoziției aici la România Politică. Bun, te-am urmărit, Larisa, am urmărit dezbaterea. Doar câteva aspecte despre ce a declarat Marcel Ciolacu. Să vorbim cu Sabin Gherma, realizatorul România de la A la Z, pe emisiune de la Prima News. Salutare, Sabin, mulțumesc că ai acceptat invitația. Salutare, mulțumesc de invitație. Această guvernare este despre reforme și economie, despre binele românilor și dezvoltarea țării, dar nu voi fi niciodată solidar cu cei care confundă funcția publică cu moșia proprie. Ar fi una dintre narativele, unul dintre narativele folosite de Marcel Ciolacu în declarația sa. Pe de altă parte, rămân multe întrebări pe care le-am tot adresat de-a lungul timpului, inclusiv în emisiunile tale, inclusiv în emisiunile mele, inclusiv în emisiunea de joi, pe zona de reducerea cheltuielilor. De unde începem reducerile? Tot niște perspective am auzit și în această seară. Te rog, un comentariu. Eu m-am mirat când a spus că, domnule, am multe defecte, dar nu pot să mint. Sincer, am râs, eram în înregistrare, am întrebat înregistrarea, că văd, tată, omul ăsta minte așa de bine că nici nu-ți dă seama că minte. Nu este el cel care spunea că nu vor crește taxele. Le spune de un an. Aproape în fiecare lună, dacă te uiți și pui chestia asta în ghilimele, nu vor crește taxele, pe Google o să vezi că în fiecare lună zice că nu va crește taxele. Una la mână. Doi, după aia vorbește despre o Românie de stat. Când e vorba de reformă, când este vorba de bani, vorbește doar despre România privaților. Și îți dau un exemplu, concret, pe bănuți. Sunt IT-ist, dacă câștig mai mult de 10.000 de lei pe lună, mă impozitez. Dar dacă sunt de stat
și am salariul până la 14.000 de lei pe lună, îmi dai bani de mâncare, îmi dai voucher de vacanță, adică noi despre care România vorbim? Ce fel de reformă? Amintește-ți cum a început discuția despre tot ce înseamnă astăzi, tot ce vedem astăzi în Parlament. A început despre reforma administrativă a statului, reducerea risipei statului, da? Despre reducerea posturilor la stat. N-am văzut absolut nimic din cele trei repere cu care s-a început dezbaterea despre bugetul României, acum, în ce avem acum în Parlament. Da? Noaptea ca Hossi, nu-i mai 1% pentru băci, că e 2% pentru băci. Mândraia lui Dragnea, care a încercat să mai facă o dată mișcare când era PSD-ul iarăși pe cai mari cu Dragnea, de la Ministerul de Finanțe, a încercat să mai pună și capacul pe pilonul 2 de pensii. Adică vorbim despre ce? Da, bun, acum l-am ascultat, cum spuneam, pe premierul Marcel Ciolacu și spune că s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat. A vorbit și despre acea reducere cu 25% a numărului de secretari de stat. Mi se pare puțin cinic. Poftim? Păi din 220 de secretari de stat... Păi asta voiam să zic. Au venit la guvernare, erau 80 de secretari de stat. 80 de secretari de stat. Ei bine, au urcat numărul acestora la 220, acum îi reducem cu 25%. Nu ajungem nici măcar la numărul dinaintea preluării guvernării. Bine, vorbim de guvernarea trecută, de guvernarea sub mandatul lui Nicolae Ciucă, dar până la urmă tot aceiași erau. Păi stai că îți mai dau niște cifre. Te rog. Olanda are 8 secretari de stat. Spania are 13 secretari de stat. Franța, care este o bugetofagă, este un stat centralist, cu socialismele puse la rând acolo ca iepurii l-am pușcat. Ok? Are 22 de secretari de stat. Noi avem 220. Și atenție, prin lege, oamenii care vor pleca din postul de secretar de stat vor fi redistribuiți în alte demnități publice. Îți mai dau un exemplu. Electricianul ăla care a ajuns la ANR, Chirită, da? Da. Care schimba prize și întrerupătoare prin fabrică la Craiova sau pe unde a fost el, da? După aia sindicalist, după aia deputat de două ori de PSD și apoi băgat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după aia la ANR, pe salariu de 12.000 de euro pe lună. Ok? A fost schimbat din funcția de aia de 12.000 de euro pe lună, dar este un fel de consilier al vicepreședințelor pe care tot el l-a pus și are un salariu de vreo 5.000 de euro pe lună. Adică, hai să ne mai jucăm de reformă, asta nu e reformă, asta este un fel de protectorat pe care partidul sau partidele din coaliție îl acordă membrilor pe care se poate baza la o adică. Sabin, uite, îți propun să discutăm asta și săptămâna aceasta, mâine poate, joi, cu siguranță vom discuta la emisiunea cu realizatorii Prima News despre asta. Și acum îți propun să rămâi cu ochii pe noi, pentru că mergem înapoi la Parlament, la Larisa Bernaschi, la colega noastră, care a schimbat invitații de la cadru, PNL și UDMR. Hai să urmărim o nouă dezbatere din Parlament. Da, Andrei, într-adevăr, am schimbat invitații, dar nu și subiectul. Discutăm tot despre politică și despre măsuri fiscale. Îl avem alături de noi pe Sorin Banciu din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit la România seara, Politică. Și pe domnul Turoș Loran din partea UDMR. Bună seara, bine ați venit. Aș începe cu dumneavoastră, pentru că astăzi, din nou, UDMR a fost în centrul atenției și când spun în centrul atenției, mă refer la faptul că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost la Palatul Victoria, acolo unde a negociat amendamentele propuse de partidul din care faceți parte pentru măsurile fiscale și o parte dintre acestea au fost incluse în pachetul de măsuri fiscale. Asta înseamnă că în acest moment nu veți semna nicio moțiune de cenzură propusă de cei din opoziție, de colegii din opoziție? Asta înseamnă că noi, ceea ce ne-am propus să fim o opoziție constructivă, am reușit să facem. Asta înseamnă că practic cu
9 senatori și 21 de deputați câți avem noi în Parlament, am reușit să întoarcem anumite lucruri care păreau săptămâna trecută că sunt bătute în cui și nu se pot schimba. Asta înseamnă că am reușit să salvăm acele instituții culturale din subordine autorităților locale care erau pe cale să dispare. Vorbim imediat despre măsuri. M-aș întoarce și la domnul Banciu. A fost o formă de a acorda celor de la UDMR aceste amendamente, de a le băga în pachetul de măsuri fiscale, tocmai pentru a proteja această coaliție formată din PSD și PNL, domnule Banciu? Nu, cred că este un gest normal de negociere politică, bineînțeles, pentru că până la urmă discutăm de o negociere politică. UDMR reprezintă o minoritate importantă în România și cred că e normal ca și discuțiile cu ceilalți factori interesați, ceilalți stakeholder, să fie purtate și la nivel parlamentar. Dacă ar fi venit, spre exemplu, cei de la USR sau cei de la UDMR cu amendamente, înțelege că nu au făcut acest lucru. Ar fi fost negociate la fel cum au aici fost cei de la UDMR? Aici discutăm de două abordări. AUR nu face o poziție constructivă, nu înțelege încă ce înseamnă activitate parlamentară. USR în același timp preferă să atace. Cred că dacă discutăm de o poziție constructivă și de soluții reale, am dat dovadă această coaliție de guvernare că dacă vin propuneri fezabile și care pot fi luate în considerare, ele sunt luate în considerare. Este vorba de o abordare mai serioasă sau mai puțin serioasă a partidelor care sunt acum în Parlament. Da, haideți să vedem ce măsuri a propus UDMR și care au fost acceptate, domnule. Unul dintre cele mai importante măsuri a fost să salvăm instituțiile de cultură din subordinea autorităților locale. Deci dacă ne uităm la o variantă mai veche a guvernului, vedem că instituțiile, toate instituțiile din subordinea autorităților locale care au un personal de sub 50 de persoane trebuie comasate. Asta înseamnă că foarte multe localități, nu numai în satul mare sau în Miercurea Ciuc, și în Beceni, și în Slatina, și oriunde în România, instituție de cultură, de sine stătoare, casă de cultură, muzeu, un centru cultural, teatru, filarmonică, care are personal sub 50%, s-ar fi desființat sau ar fi fost comasat cu altă instituție, ceea ce înseamnă că nu își poate continua activitatea în mod normal. Asta ați e făcut, una dintre cele mai importante. Ați făcut, nu știu, vreo analiză, măcar pe județele pe care le reprezentați sau unde locuiesc mai mulți maghiari, adică Harghita, Copaș și mai departe, cam câte instituții de cultură s-ar fi închis dacă nu reușeați să modificați această prevedere? Nu doar despre Harghita, Covasna vorbim. Vorbim de toată România. Și dacă ne uităm la orașe mai mici, cam toate. Pentru că e foarte rar ca într-un oraș mai mic, care nu e un centru mare, Cluj, Iași, București, să fie instituții de cultură cu un personal de peste 50 de persoane. Deci cam toate ar fi fost afectate. Asta a fost una din obiectivele noastre. A doua propunere pe care am spus, să se elimine acel procent maxim din bugetul autorităților locale care privește activitățile tot de cultură, sport, recreație, care cred că e inacceptabil. E inacceptabil ca tu prin lege să spui autorităților locale ca din banii lor, din banii strânși de la locuitorii urbei, ce investiții să facă. Și în al doilea rând, noi nu credem că tăierile, să spunem așa, trebuie începute la capitolul cultură sau sport sau recreație. Da. Domnule Banciu, m-aș întoarce la dumneavoastră. Vedem că UDMR a reușit cumva să impună așa niște amendamente și niște măsuri pe zona de cultură. După ce ați văzut acest pachet de măsuri fiscale adoptat și asumat de către executiv, ne puteți spune care sunt principalele trei lucruri pe care PNL a reușit
să le salveze din acest pachet de măsuri care nu au fost până la urmă adoptate? Eu cred că cel mai important punct de vedere al PNL a fost să susținem că acest efort al reducerii deficitului bugetar să nu cadă exclusiv în sarcina companiilor private și ca statul, instituțiile de stat să-și asume aceste tăieri. Iar ceea ce se va întâmpla în instituțiile de stat va fi într-adevăr o reformă care, deși a fost generată de necesitatea de a tăia aceste costuri, va genera și eficiență și performanță în instituțiile de stat, ceea ce este și corect să se întâmple până la urmă, pentru că și statul trebuie să vină eficient în cheltuirea banilor publici. Păi da, aici aș rămâne puțin, pentru că am citit documentul dat de cei de la CES, care au dat un raport nefavorabil pe acest proiect și care scriu așa, negru pe alb, faptul că 85% din bani vor veni de la privat, în timp ce statul va contribui doar cu 15%. Este un, nu știu, este echitabil din punctul nostru de vedere? Acum, trebuie să ne gândim la celălalt scenariu în care instituțiile de stat n-ar fi făcut un sacrificiu. Ar fost pe zero, da, aveți dreptate. Care deja se face, pentru că numărul de secretari de stat se va reduce, cabinetele demnitarilor deja au fost reduse și este o provocare să lucrezi într-un minister în condițiile în care cabinetul este înjumătățit. Asta deja se întâmplă. Da, dumneavoastră sunteți secretar de stat la mediu. De câți consilieri ați avea nevoie ca să aveți, nu știu, să... Eu cred că numărul inițial de 4 consilieri, din care unul cel puțin se ocupă de muncă de secretariat, deci nu poți să-i dai niște atribuțiuni concrete, tehnice, era un număr rezonabil. Acum suntem cu 2 consilieri, din care unul va face muncă de secretariat, dar celălalt va trebui să aibă niște atribuțiuni mai concrete. Eu coordonez niște departamente foarte tehnice, mă ocup de domeniul pădurilor, mă ocup de domeniul relații internaționale și afaceri europene, aderarea la OCDE este o prioritate pentru departamentele pe care le conduc și aici va trebui românii să găsim niște soluții foarte creative, pentru că sunt niște domenii în care, chiar dacă posturile vacante nu au fost ocupate, ele sunt o prioritate. Iar aici, cred că ce se va întâmpla în continuare este ca fiecare minister să găsească soluții pentru a comasa anumite servicii, pentru a reduce dublarea anumitor atribuțiuni atât în structurile ministerului cât și în organizațiile, agențiile pe care le avem în coordonare și cu siguranță asta va duce la creșterea performanței, pentru că va exista o competiție reală. Și la reducere de cheltuieli până la urmă. Absolut, și la reducere de cheltuieli. Asta ne dorim. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, vedem aici că la nivel central așa cumva se mai renunță la consilier, la secretar, la șofer. L-am auzit și pe Marcel Ciolacu care vorbea despre această plecare a consilierilor cu tot cu secretare și șoferi. Întrebarea mea este dacă se va întâmpla același lucru și la nivel local, pentru că atunci când vorbim de autorități locale, de aici, de la București, se vede mai greu ce se întâmplă acolo. Da, în cazul demnitarilor aleșilor, tot așa, se micșorează numărul consilierilor în cazul primarilor și în cazul președinților a consiliilor județene. Totodată și aici cred că colegii dumneavoastră din teritoriu că se vor desurca mai greu, că nimeni nu se bucură. Dar cu toții suntem conștienți că trebuie să aducem sacrificii. Punct. În altă ordine de idei, dacă ne uităm la varianta inițială, unde și instituțiile din teritoriu, la autorități publice locale, inițial s-a dorit eliminarea tuturor posturilor vacante. Ori acest lucru nu e un lucru bun și benefic și am reușit aici să discutăm și să găsim o soluție. Se micșorează numărul posturilor cu 10% în fiecare unitate teritorială. Pentru că fiecare primărie, în fiecare casă. Există o lege care maximalizează posturile. Bineînțeles, depinde câți locuitori și alți factori. Nu poți să ai 200 de angajați într-o comună cu 300 de locuitori. Și sunt anumite autorități unde sunt posturi vacante. Pentru că primarii au fost de bun simț, n-au vrut să angajeze doar să fie angajat cineva, n-au găsit specialiști, n-au găsit un an, doi, dar asta nu înseamnă că nu au nevoie. Poate la anul vor găsi
vor găsi persoana respectivă. Aici această soluție, să diminuăm, să micșorăm cu 10% numărul angajaților în paușal, să spun așa, cred că e o soluție foarte bună. Marea majoritate a consiliilor locale, a primăriilor, are probleme de personal. Nu au personal suficient și au posturi vacante. Putem să apelăm în acest moment la digitalizare. Am văzut, nu știu, consilii județene performante, da, cum este cea de la Bihor, care domnul Bolojan acolo a redus din numărul angajaților și cu toate acestea a performat. Deci arăta că se poate și așa. N-ar trebui... Aici putem să stăm două ore și să, da, să discutăm cât de performant e consiliul județean Bihor. Eu am altă părere, dar nu asta e subiectul. În altă ordine de idei, cu digitalizare nu poți înlocui un arhitect șef într-un oraș, într-un municipiu. Cu digitalizare nu poți înlocui anumiți specialiști. Și aici e vorba nu doar de arhitecți. Asta e o problemă foarte mare. Lipsă de ingineri. Au foarte mulți primării, au foarte multe investiții în derulare, care trebuie să verificate, trebuie să coordonate. Ori piața spune cuvântul. În mediul privat, un inginer câștigă mult mai mult decât dacă ar fi angajat în primărie. Asta ar fi bine, să avem o competitivitate între stat și privat. Ce se va întâmpla cu acei oameni care vor pleca, domnule Banciu, de la stat? Vor fi nevoiți să-și găsească un loc de muncă la privat sau mai degrabă li se va găsi tot un loc la stat? Eu cred că oamenii performanți trebuie să rămână în administrația centrală și locală. Asta este clar, iar semnalul care se dă acum prin reducerea acestei risipe, cred și am viziunea că va păstra oamenii performanți în administrația centrală. Este nevoie de oameni în administrația centrală, sunt foarte mulți oameni care își fac treaba foarte bine în administrația centrală. În același timp, cred că structural și pe termen lung trebuie să găsim o soluție de descentralizare a deciziilor. Nu mai putem aduce toate deciziile la București, nu mai putem lua decizii care se pot lua la nivel local în ministere, pentru că supraaglomerăm un aparat deja destul de mare și cred că pe viitor soluția este o regionalizare, o descentralizare a deciziilor care se pot la nivel local, iar la nivel central să se ia decizii de viziune, să se adopte strategii, să se adopte planuri de viitor și să nu facem aprobarea unui amenajament silvic de 100 de hectare care vine din județul Suceava, totul la nivel central. Tot discutăm de niște mulți ani despre o regionalizare și nu s-a întâmplat nimic concret în acest sens, tocmai pentru că toată lumea și-ar fi dorit ca controlul banilor, al proiectelor și mai departe să fie de la centru, pentru că ați văzut și cazul de la Vaslui, da? Acolo unde șpaga cea mai mare mergea la șeful județului, la șeful Consiliului Județean. Același lucru s-a întâmplat ani de zile și la nivel central. Dincolo de exemple acestea negative, care clar nu sunt de dorit, cred că inclusiv acest efort pe care România îl face să reducă deficitul bugetar cu scopul, pentru că nu trebuie să uităm scopul. Scopul este să păstrăm fondurile europene care aduc investiții și care aduc bunăstare pe termen lung. Uitați, tot ați amintit de acest lucru. În urma acestor adoptării, acestor măsuri fiscale, ne puteți spune cam care ar fi deficitul în care ne vom încadra la finalul anului? Nu sunt un specialist în astfel de calcule, dar ce este cert este că mesajul a fost foarte clar. România trebuie să încadreze în niște cote de deficit bugetar asumate la nivel european, altfel riscăm să pierdem fonduri de finanțare semnificative. România în acest buget, bugetul României în acest moment, nu poate acoperi necesarul de investiții pe care comunitățile locale din România îl au. Și atunci trebuie să punem în balanță acest efort și aceste sacrificii pe care le facem toți, de la nivel de demnitari până la nivel de companii private, pentru a asigura surse de investiții și fondurile europene de care România are atâta nevoie. Este bineînțeles că discuțiile sunt ample, bineînțeles că punctele de vedere sunt diferite, liberalii susțin, bineînțeles, economia privată și societățile private, în același timp discutăm și de o echitate.
calitate în salarii și în toate sporurile și bonusurile care se acordă. Da, ele trebuie să fie, echitabile și să reflecte practic efortul pe care angajații, inclusiv cei de la stat, îl depun. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Turoș Loran, dacă dumneavoastră ați înțeles într-un final cam cât ar putea să fie deficitul acesta de la final anului, pentru că toate discuțiile vis-a-vis de această reformă fiscală propusă de guvernul condus de Marcel Ciolacu au pornit de aici. Nu ne încadrăm într-un deficit de 4,4% până la finalul anului. Ne-au amenințat că am ajunge undeva cu deficitul la peste 6%, ceea ce Comisia Europeană nu ar fi neapărat de acord, dar într-un final a adoptat un proiect legislativ aici în Parlament, fără să ne spună la cât ne-am putea aștepta la finalul anului la deficit. Nu am adoptat, dar am luat act de prezentarea guvernului. Aici domnul ministru de finanțe și guvernul e măsură să răspundă. După cum știți, noi acum suntem în opoziție și din opoziție încercăm să reglăm puțin lucrurile, să-i ajutăm pe cei de la guvernare să nu facă greșeli foarte mari. Mă gândeam că poate v-au spus astăzi la guvern în timpul negocierilor. Întrebați pe ei, da, într-adevăr, trebuia să vină și să prezinte în fața Parlamentului și o previziune fiscală în acest sens. Da, o previziune fiscală, o previziune bugetară aș vrea de la dumneavoastră. E clar că nu ne încadrăm într-un deficit de 4,4%. Asta înseamnă că anul viitor nu ne vom încadra în deficitul de 3%, așa cum ne-am asumat în fața Comisiei Europene. Ar trebui guvernul să negocieze o revenire la un deficit de sub 3% undeva în 2025-2026? Da, nu, repet, nu sunt un specialist în finanțe, dar cred că este nevoie de, în primul rând, ca România să arate că face niște eforturi pentru a reduce deficitul bugetar. Bineînțeles că suntem în continuare într-o criză energetică, într-o criză geopolitică și lucrurile nu sunt atât de simple. Bineînțeles că și la nivel european se mai pot face negocieri, însă mesajul a fost destul de clar, inclusiv de la nivelul instituțiilor europene. România trebuie să facă niște eforturi să reducă deficitul bugetar și asta se întâmplă astăzi, practic, prin asumarea răspunderii. Da, a fost o zi plină în Parlamentul României. Rămâne de văzut ce mai face opoziția, dacă vom avea moțiune de cenzură sau nu, dacă Curtea Constituțională va decide că acest proiect este unul bun constituțional sau nu. Însă, bineînțeles, noi ne revedem și mâine aici, la 18 fix, la România Politică. Rămâneți pe Prima News. Seară bună!